Amin. Haideți să-L lăudăm pe El prin cântare. Honoring to you, Lord, may we glorify your name in all the earth. May you get all the credit, Lord, because you took all the blame. In Jesus' name, amen. Thank you.
Of Acts. I always have to turn the mics up a little higher. They always wind up being short for me. Acts 12:1. Now about that time, Herod the king laid hands on some who belonged to the church in order to mistreat them. And he had James, the brother of John, put to death with a sword. When he saw that it pleased the Jews, he proceeded to arrest Peter also. Now it was during the days of unleavened bread. When he had seized him, he put him in prison, delivering him to four squads of soldiers to guard him. Intending after the Passover to bring him out before the people. So Peter was kept in prison, but prayer for him was being made fervently by the church to God. But prayer for him was being made fervently by the church to God. But prayer for him was being made fervently by the church to God. Lord, thank you for this day. May you be honored. Doamne, îți mulțumim pentru ziua aceasta și fie toată cinstea ta. May it not be me that speaks, Lord, but it may be you speaking through me. Fie ca nu eu să vorbesc, ci tu să fii cel ce vorbește prin mine. May I become less and you become more. Ca eu să mă micșorez și tu să crești. Amen. Amin. Please take a seat. There was a survey that was out that said what people prayed for in America. Și există un sondaj de opinie care întrebat oamenii Americii care sunt rugăciunile lor. And some of the answers are kind of funny. Și unele dintre răspunsuri sunt chiar așa amuzante. Some people pray for the lottery, to win the lottery. Unii oameni se roagă să câștige la loterie. Some people pray for your favorite sports team to win. Și unii oameni se roagă ca echipa lor favorită de sport să câștige. And some people pray for success in something that they're completely not prepared for. Yeah,
ani se roagă să aibă succes în ceva pentru ce nu s-au pregătit niciodată. We've all kind of been there. God, I don't know what I'm doing. I haven't prepared. Poate toți am fost pe acolo. Doamne, nu prea știu ce fac, nu m-am pregătit. It's kind of like taking a test at the end of a college semester and you didn't go to class at all during the whole year. Este echivalentul unui test la sfârșitul semestrului în universitate când nu te-ai pregătit, n-ai fost la nicio clasă, dar cum te duci să dai examen? Other things that we pray for quietly on an everyday basis is praying for a parking space. Și alte lucruri pentru care ne rugăm în gândul nostru, așa cam în fiecare zi, ne rugăm, americanii se roagă pentru un spațiu de parcare. I'm sure they do that in other countries too. Și probabil și în alte țări se roagă pentru lucrul acesta. And one thing that I'm sure you all pray for is that you don't get caught speeding. Și probabil toți ne rugăm să nu fim prinși cu viteză prea mare pe stradă. Actually, what's 10-15 miles per hour over the speed limit anyway? Și e vorba aceea, ce înseamnă 15-20 de mile pe oră deasupra limitei de viteză? I had a friend that took that risk every day. Și am un prieten care și-a asumat acest risc în fiecare zi. She says, if I get caught once a year, I still come out way ahead. Ea spune că și dacă aș fi prinsă o dată pe an, tot ajung mai repede unde vreau să ajung. Now, some people also pray that their secret is not found out. Alți oameni se roagă ca secretele lor să nu fie descoperite. And sometimes we pray that something bad happens to somebody else, kind of like revenge. Așa ca un spirit de răzbunare, ca ceva rău să se întâmple altor oameni. I'm not saying these are Christian prayers, I'm saying these are what people pray for. Deci nu spun că acestea sunt rugăciuni ale creștinilor, ci sunt rugăciuni pentru care oamenii Americii și au scopul pentru care oamenii Americii se roagă. So there was a survey that went out though, and those are some of the funny things that people prayed for. Deci acestea sunt, a fost un sondaj de opinie, și sunt unele din lucrurile amuzante pentru care se roagă oamenii. And the number one thing that people pray for is family and friends. Dar, la capitolul serios, oamenii se roagă pentru familia și prietenii lor în primul rând. Then you wind up praying for your own needs. Și mai apoi ne rugăm pentru nevoile noastre. Your own problems. Pentru problemele noastre. Then you also thank God. Number three on the list was you thank God for the things that just happened. Și apoi numărul 3 pe lista aceasta este rugăciunea de mulțumire, în care îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ceva ce tocmai s-a întâmplat. Number 4 was you pray for your own sin. Numărul 4 ne rugăm pentru păcatele noastre. You pray for number 5 people in natural disasters. La urmă ne rugăm la numărul 5 rugăciunea pentru oamenii care se află în mijlocul unor dezastre naturale. Number 6 on the list, you think it would be higher, but it isn't. It's praising God for his greatness. Și numărul 6 în mod normal ar trebui să fie undeva mai sus pe listă, dar nu este. Este la numărul 6 rugăciunea în care îi mulțumesc lui Dumnezeu și lauzi pentru mărirea lui, închin înaintea lui. And then people pray for their future prosperity. That's a popular one in America, prosperity. În America de asemenea, la numărul 7 este o rugăciune populară, ne rugăm pentru prosperitatea noastră. And then we pray for salvation of others. Ne rugăm pentru mântuirea altora. And then we pray for government leaders, celebrities, and people that are well known. Și apoi ne rugăm pentru oameni care sunt cunoscuți, pentru politicieni, pentru celebrități și așa mai departe. I don't know what it is sometimes when we think that a celebrity is a Christian, then that somehow validates our own faith. Și nu știu de ce atunci când aflăm că o persoană care este faimoasă e creștină, asta ne validează nouă credința. Or we like this particular actor or actress and we want them to be a Christian so much that they said this one line in a movie, so they must be a Christian. Sau ne place foarte mult de un anumit actor sau actriță și ne-am dorit din tot sufletul să fie creștin și ne legăm așa de o propoziție spusă într-un film și spunem trebuie să fie creștin. And then last on this list was people pray for people that mistreat us, apoi, our enemies. Ultimul lucru de pe lista aceasta este că ne rugăm pentru oamenii care nu ne tratează bine. Okay, I'm going to be really quick. There's three things that I'd like to focus on our prayer time this morning. Și aș vrea așa pe scurt să vă amintesc, să vă spun despre trei lucruri la care aș vrea să ne focalizăm în dimineața aceasta. And let's see. I'd like to almost like make sure that we do it this way. So, and like this third from you over, then you're going to pray for this first section. The ones in the middle, they pray for the second one. And then
The ones over here, on this third, you pray for the third one. Deci sunt trei lucruri și aș vrea să mă asigur că ne rugăm într-adevăr pentru acestea trei. Deci cei care sunteți aici, am să vă rog să vă rugați pentru primul lucru pe care am să spun, cei din mijloc pentru al doilea și cei din partea aceasta pentru al treilea lucru pe care îl... Okay, so for your prayers, I want you guys to focus on God. Deci, în primul rând, cei de aici vă rog foarte mult să vă axați pe Dumnezeu. Who he is. Cine este. What he has done. Ceea ce a făcut. And his promises. Și promisiunile lui. Okay, so now you can kind of like not think about what I'm going to say next, so start thinking about that. The ones in the middle, I don't know where, it kind of bleeds over. I want you to pray about others. Imagine each person in this room. And as you pray and think and you hear other people pray, think of each person that's in this room. Și în timp ce vă rugați și ascultați pe alți oameni rugându-se, gândiți-vă la frații voștri din această încăpere. Think about what they're going through. Gândiți-vă la problemele prin care ei trec. Think about how they can be encouraged. Gândiți-vă la cum puteți să-i încurajați. How can they be spurred on to a greater faith? Și cum puteți să-i încurajați de asemenea spre o credință mai mare? And then pray also for this church. Și apoi rugați-vă pentru biserica aceasta. Its condition, its purpose, pentru condiția ei, pentru scopurile ei, its usefulness, pentru folosul ei, its future. Pentru viitorul ei. And in this group, the last third, iar grupul acesta care este în laterală, you're going to pray for yourselves. Rugați-vă pentru voi înșivă. I don't want you to embarrass yourselves. Don't say something that your wife would be surprised about. You should tell her later. But come clean with God. Recognize him for who he is. In repentance. Seek his wisdom. Cereți înțelepciunea lui. His holiness. Cereți sfințenia lui. And his heart. Și inima lui. So, we'll do that. Deci haideți să facem lucrul acesta. And when we're done, I'm just going to say three little things, suggestions for how you can pray later. But let's pray now, let's stand and let's pray together. Deci haideți să ne rugăm acum și vreau să vă dau niște sugestii legate de rugăciunea viitoare. And we want to make sure everybody has a chance, so please make your prayers brief, and we're going to end with the Lord's Prayer, and then I'm going to give you three suggestions. Deci, aș vrea să mă asigur că toată lumea are șansa să se roage, de aceea aș vrea să vă rog frumos să vă rugați așa mai scurt pentru toată lumea și apoi ne rugăm cu rugăciunea Tatăl nostru la sfârșit și eu am să vă sugerez câteva lucruri după aceea. Dumnezeu meu, îți mulțumesc pentru această zi minunată, pentru... în care mă aflu în casa ta împreună cu frații mei. Îți mulțumesc că ești un Dumnezeu mare. Îți mulțumesc că ești Dumnezeu care a început lumea și va sfârși lumea. Doamne, ai un plan pentru acest univers. Ai un plan pentru viața mea, Doamne, și viața familiei mele. Îți mulțumesc, Doamne, pentru Domnul Iisus, care l-ai trimis pe cruce să moară pentru păcatele mele, să mă curățească, să mă sfințească și să se uite la mine ca fiind un om neprihănit. Îți mulțumesc că în mâna ta stau toate lucrurile. Ai creat totul așa de minunat și de perfect. Dă-mi, Doamne, pace, bucurie, liniște, ca să mă bucur de toate aceste lucruri, dar mai presus de orice, Doamne. Să mă bucur de Tine, de existența Ta, de ceea ce ai făcut Tu pentru noi. Încă o dată, de planul mântuirii lăsat pentru noi. Îți mulțumesc și Te slăvesc și în această zi, Doamne. Închinarea mea, închinarea noastră, în grup aici, Doamne, să Te aibă pe Tine în centru, Doamne, să binecuvântăm și onorăm numele Tău, că ești mare. Amin. 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 Doamne, îți mulțumesc și eu pentru că Tu ai creat această lume și pentru că suntem în echilibru. Îți mulțumesc, Doamne, că prin natura Ta Tu ții în balanță cosmosul și în același timp cele mai mici particule. Da. Îți mulțumesc, Doamne, că ne-ai creat așa cum suntem fiecare, minunați în trupurile acestea care funcționează. Doamne, îți mulțumesc pentru iubirea pe care Tu o dăruiești. Pe lângă faptul că suntem materie, Doamne, suntem spirit și spiritul este viu datorită Ție. Doamne Dumnezeule, mulțumesc pentru veșnicia pe care ai pus-o în inimile fiecăruia dintre noi. Și îți mulțumesc că îți pasă de fiecare dintre noi. Fii binecuvântat. Amin. Amin. Tată, ce răzbiți și înainte în această zi.
tine. Să-ți mulțumesc că Tu ești Tatăl meu și Dumnezeu. Slavă Ție. Îți mulțumesc pentru mila Ta și durarea Ta, că putem toți să fim aici. Slavă Ție. Special că pot să fiu eu aici. Îți mulțumesc pentru mila Ta, Domnul Iisuse, a făcut lucrul acesta posibil. Îți mulțumesc, Doamne, pentru purtarea Ta de grijă care o ai față de noi în fiecare zi. Mulțumesc. Special pentru că ne-ai mântuit, că ai murit pe cruce pentru noi, Doamne, ca noi să avem viață. Mulțumesc. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, că ești așa de măreț și minunat, Doamne, nu Te putem cuprinde, Doamne, nu înțelegem, nu Te înțelegem, Doamne, să Te deplin. Dar îți mulțumesc, Doamne, că ne-ai cuprins în mântuirea Ta. Gloria Ție. Mulțumesc că ne-ai pregătit un loc, Doamne Iisuse. Mulțumesc că ne-ai dat speranță. Mulțumesc. Îți mulțumesc pentru toate și Te laud. În numele Domnului Iisus, mă rugăm. Amin. Doamne, și îți mulțumesc pentru această zi și îți mulțumesc pentru bunătatea Ta, pentru credincioșia. Gloria Ție, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, pentru că ești Dumnezeu atât de mare și atât de minunat. Slavă Ție. În fiecare zi, Doamne, și îți rog ca Tu să ne ajuți ca în fiecare zi să ne apropiem tot mai mult de Tine și să Te slăbim cu viețile noastre, Doamne, să-ți mulțumesc că ești așa atât puternic și așa de sfânt. Ajută-ne Tu, Doamne, ca și noi să fim sfinți ca și Tine. Amin. În numele Domnului Iisus m-am rugat. Amin. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, Te binecuvintesc și îți mulțumesc frumos pentru măreția care Ți-o ales prin creație și măreția care ne-ai arătat-o prin Domnul Iisus, Doamne de salvare. Îți mulțumesc de asemenea, Doamne, pentru așa mare bunătate care mi-o areți de-a lungul anilor, mie și familiei mele. Și pentru aceasta Te binecuvintez în numele Domnului Iisus. Amin. 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 Te laudă sufletul meu, Tatăl meu bun care ești în ceruri, pentru că astăzi, în această clipă, sunt aici împreună cu frații Amin. Mei. Îți mulțumesc că sunt sănătoși, frații mei. Îți mulțumesc că I-ai îndemnat prin Duhul Tău cel Sfânt să vină la ora de rugăciune. Îți mulțumesc pentru frații în vârstă. Te rog din toată inima să-i binecuvintez cu sănătate, cu putere să poată să ducă până la capăt viața pe care Tu le-ai încredințat. Îți mulțumesc pentru musafirii casei Tale. Te rog să-i binecuvintez cu har deosebit de explicarea Evangheliei. Îți mulțumesc pentru toate surorile mele din casa aceasta. Te rog să le dăruiești sănătate, o minte înțeleaptă și o inimă bună. Îți mulțumesc frumos și te rog să binecuvintezi pe toți cei care Te laudă aici oriunde. Binecuvintează tineretul care Te laudă. Sfințește-l, Doamne, păzește-l de cel rău. Binecuvintează copiii. Te rog să ai milă de ei și să-i binecuvintezi și... Te mai rog un singur lucru, Doamne, binecuvintează pe cei bolnavi. Te rugăm, frații și surorile care sunt aici cu noi și au boli Tu. Aduți aminte de sora Magda. Binecuvintează pe sora Lidia. Ai milă și ascultă rugăciunea rodei pentru copii și casa ei, pentru ea însăși. Binecuvintează pe fratele Puiu și fratele Eduard împreună cu casa lor ca păstori. Te rog să binecuvintez și... copiii care avem noi aici să binecuvântez și pe nepotul fratelui Ursan în mod deosebit să te rugăm. Vindecă, Doamne, și arată-ți puterea și slavă. Îți mulțumim pentru că ai adus înapoi pe Timotei. Te rog să binecuvântez și pe Domnul Tim Tomus. Te rog să ai milă de noi, Doamne, și în toate lauda să fie a Ta și a Domnului Iisus în veci de veci. Amin. 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 Să vină cu toți pastorii care sunt Amin. În jocul
și te rog ca să ne ajut, ca să ajuți pe ei ca să vorbească prin Biblie și te rog ca să vorbești prin ei. Amin. Că ne-ai dat totul ăsta și te rog ca să fii cu cei care sunt bolnavi și să fii cu toți bătrânii în biserica asta, în lumea Domnului și în lumea. Amin. Laudă numele Tău, Doamne, pentru dimineața aceasta. Și îți mulțumesc pentru că ți-a arătat dragostea, mila și îndurarea față Glorie de mine. Glorie ție, Doamne! Îți mulțumesc, Doamne, că ai fost în călătorie cu mine. Slavă ție, Doamne! Și nu mai ajută voi. Amin! De bar să te rog binecuvântarea Ta peste fiecare din noi. Te rugăm! Întărește-ne, Doamne, pe cale. Amin. Și ajută-ne, Doamne, ca să facem voia Ta în fiecare zi din viața noastră. Amin! Îți mulțumesc, Doamne, pentru bucuria specială pe care mi-ai dat-o și în dimineața aceasta. Ca prietenul meu să fie lângă mine în casa Ta și la picioarele Tale. Slavă ție! Doamne, te rog ca Tu să-L întărești. Amin! Să-i dai sănătate și orice problemă va veni în viața Lui. Glorie Doamne, te rog ca Tu să fie ajutorul. Tu să-L sprijinești, Doamne, să-L întărești, Doamne, și fie ca bucuria umblării cu Tine să fie în viața noastră. Amin! Te laud, Doamne, pentru că vei fi în continuare cu noi. Și slavă ție! Amin! Amin! Mulțumim și te slăvim, Tată bun, pentru că suntem în casa Ta, unde, Gloria ție, Doamne, unde putem înălța rugăciuni către Tine și știm că Tu asculti rugile copiilor. Amin. Curățește-ne pe fiecare, stai înaintea mesei Tale. Ne aducem aminte ce ai suferit pentru viața noastră și te eliberat. Și suntem plini de pace și bucurie. Gloria și o rădejde care nu ne înșală. Să vom fi odată cu Tine acolo sus. Binecuvintează-ne pe fiecare în parte. Amin. Și pe noi cei în vârstă, și pe copii, și pe noi, toți care suntem aici. Umple-ne de puterea Duhului. Amin. Condune viața prin Duhul Tău. Amin. Și pregătește-ne pentru venirea. Da, Doamne. Îți mulțumim pentru vestitorii Evangheliei Tale. Da, da. Îți mulțumim. Și nu numai viața, că ori și unul de se vestește Evanghelia, dă putere Evangheliei. Te rugăm, Iisus, lucrează. Ca să miște inimile. Amin. Și fă o trezire spirituală. Amin. Între copiii Tăi. Și mântuiește încă mulți. Amin. În acest te rugăm, Doamne. În acest timp scurt care mai este până când Tu vei veni. Îți mulțumim pentru că Tu vei veni și astăzi. Mulțumim. Ajută-ne ca să fim pe placul Tău și Tu să te bucuri de noi. Amin. Și noi să ne bucurăm de prezența Ta. Amin. Aici și în fiecare dintre noi. Da. Amin. 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 Glorie ție, Doamne! Îți mulțumim că putem să fim la masa Ta în ziua aceasta. Da, Doamne! Curățește-ne, Doamne! Sfințește-ne, mai iartă-ne, Doamne! Mai spală încă o dată, Doamne! Noi, Doamne, Sfinț și curat să ne apropiem de masa Ta. Te rog să ne ajuți, Tată, Doamne! Te rog să ne ajuți să fim care, Doamne, și să fim venirea cu Tine. Amin! Te rog să fim cu Tine, semnă Ta în Tine. Te rugăm, Doamne! O trezire în biserica Ta, Doamne, mai mare. Ajută-ne, Doamne, toată viața noastră, ca tot ce facem să fie tot pentru slava Ta. Amin. Ajută-ne de tot ce-i numesc, Doamne. Amin. Doamne, să te căutăm de Tine fiecare zi, Doamne. Te rog să ai milă de să fie. Amin. Te rugăm, Doamne. Amin. Te rugăm. Glorie ție. Amin. Doamne, venim să-ți mulțumim în dimineața aceasta pentru că ne-ai dat harul să fim în casa Ta. Doamne, îți mulțumim pentru că înaintea Ta totul este gol și descoperit și venim înainte. Da. Dorința noastră este ca Tu să ne curățești. Amin. Ne cunoști gândurile noastre și faptele noastre.
păcate care nici măcar nu le recunoaștem, Doamne, în viața noastră. Doamne, dorim ca înaintea Ta să fim curați, Doamne, să putem să primim binecuvântare de la Tine. Doamne, dorim ca în această binecuvântare să intre și copiii noștri. Amin. Să rugăm. Amin. Să rugăm. Amin. Ca Tu să le faci în familiile noastre. Doamne, Te rog ca Tu să binecuvintezi lucrarea din locul acesta. Mâna Ta o încredințăm, Doamne, și îți mulțumim pentru că Tu vei purta de grijă. Doamne, vorbește-ne și în ziua de azi. Te rugăm, Doamne. În cuvântul Tău și mâine, Doamne, ca să ne bucurăm de Tine. Te rugăm. În numele Domnului Iisus îți mulțumim. Amin. Amin. Tatăl nostru Ceresc, și eu vin în prezența Sfințeniei Tale prin meritele, în numele Domnului Iisus, un nume sfânt. O, Tatăl nostru Ceresc, Te rog să ai milă de noi. Amin. Toți cum stăm în prezența Ta dimineața aceasta. Te rog să vii să ne cercetezi inimile. Amin. Noastre, gândurile noastre. Tot ce suntem, uite de Doamne, Tu vezi totul în prezența Ta, totul este descoperit. Dar Te rugăm astăzi să ne descoperi nouă înșine tot ce nu este după voia Ta, minima mea, în inima fiecăruia, nu numai o treime din biserica asta, și pe partea cealaltă, Doamne. Te rugăm pe toți să ne cercetezi, la toți să ne dai căință. Ai milă de noi, Doamne Iisuse, astăzi. Iartă-ne păcatele. Avem nevoie de o curățire a Ta. Avem nevoie să ne lepădăm de noi înșine. Avem nevoie de Tine, Doamne Iisuse, ne uităm la Tine să ai milă de noi. Avem nevoie să auzim de la Tine. Avem nevoie tot ce este omenesc și de la noi să dispară din locul acesta. Venim în casa aceasta și toți venim, Doamne, cu gânduri și venim cu lucruri omenești și cum simțim și cum am învățat și cum știm să fie lucrurile. Doamne, ajută-mă și pe mine și pe toți din amvon până la cel mai mic să ne lepădăm de noi înșine și să Te lăsăm pe Tine să Te conduci. Te rugăm, o, să reverși Duhul Tău cel Sfânt peste noi. Nu merităm. Tu nu o să reverși dacă este un păcat în viețile noastre. Vrem curățirea Ta, să ne curățești, să ne ierți, ca să putem să mergem acasă plin cu Duhul Tău cel Sfânt. Te rugăm să lucrezi în mod minunat de la cel mai mic la cel mai mare. Lucrează prin cei care vorbesc, să nu zică nimic omenești, să zică numai Tu ce spui. Te rog, Doamne, Tu știi, nu știu cine o să vestească Evanghelia asta atât de minunată. Nu știu cine o să vestească astăzi pe Hristos cel răstignit. Dar dă puterea Duhului Tău cel Sfânt să fie propovăduit cu puterea Duhului Tău cel Sfânt, ca morții să învieze între noi, ca bolnavii să se vindece, ca orbii să capătă vederea. Doamne, Te rog ca să faci o mare restaurare în biserica aceasta, între noi toți, în familiile noastre. Amin. Ai milă de noi astăzi, Te rugăm. Te rog, Doamne, pe cei care nu Te cunosc astăzi, pe cei care Te iubesc, dar nu Te cunosc încă de plin pe Tine. Doamne, care nu au încă viață de plină în Tine. Tu nu vrei ca să șchiopătăm, Tu vrei să avem viață din belșug. Doamne Iisuse, Te rog, dă viață de la Tine din belșug peste fiecare dintre noi astăzi. Să mergem acasă ca să știm că ne-am întâlnit cu Tine, un Dumnezeu viu. Te rugăm să lucrezi prin puterea Duhului Tău cel Sfânt. Te rugăm pentru că avem nevoie de Tine și Tu să fii binecuvântat și mărit. Și iartă-ne, Doamne, că nu umblăm cu Tine. Iartă-ne, Doamne, că iar și lucruri bune credem că este bun
și noi, noi vrem ca să controlăm și noi vrem ca să te punem într-un bac și noi vrem ca să plănuim. Tu să fii între noi și să zdrobești tot ce este omenești între noi. Tu să ai libertate, o Duh Sfânt, o Holy Spirit of God, you lead us in this time of prayer, you lead us today, you move this place, oh God, forgive us, oh God, forgive us for all our sins, forgive from the smallest to the oldest today, change us, oh God, and help us to know you, Jesus, and the power of your resurrection, and to share in your suffering, to die with you together. We ask all this in the name of Jesus, amen. Let's say the Lord's Prayer. Haideți să spunem rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Amen. Please have a seat. Vă rog să luați loc. Just a final thought. Și un gând așa la sfârșit. Take a little bit of this everywhere you go. Luați aceste momente cu voi oriunde veți merge. Try praying around where you live. Și încercați să vă rugați pentru oamenii și locurile unde locuiți, unde sunteți. Last Thursday was a National Day of Prayer in America. Joia trecută a fost Ziua Națională a Rugăciunii în America. And there's a pastor friend of mine that does a prayer walk across an entire city. Și este un prieten de-al meu care e pastor, care creează așa o umblare a rugăciunii într-un oraș întreg. And whoever they meet, whatever they see, they pray about those things or with those people. Și se roagă pentru toți oamenii pe care îi văd, pe care îi întâlnesc. So my challenge to you this week. Deci provocarea mea pentru voi în săptămâna aceasta. Do a prayer walk around your block. Este să umblați în jurul caselor voastre, acolo pe strada voastră. See who's in need. See how God leads you. Și vedeți oamenii, încercați să vedeți, să vă deschideți ochii la nevoile oamenilor care sunt vecinii voștri. It could lead to leading them to the Lord. Și nu știm niciodată, dar lucrul acesta poate să-i aducă la Hristos. So, I'm going to just finally pray right now. So. Deci, acum am să mă rog și eu, în final. Lord, thank you for who you are. Thank you for what you've done. Doamne, îți mulțumim pentru cine ești, îți mulțumim pentru ceea ce faci pentru noi. Thank you for your promises. Îți mulțumim pentru promisiunile tale. Thank you for everybody in this room. Și îți mulțumesc pentru fiecare om din această împărtășire. We're all dealing with several things in our lives. Toți, Doamne, avem probleme în viețile noastre. Circumstances and health. Circumstanțe pe care nu le putem controla, probleme de sănătate. But Lord, we can praise you for all that you've done in our lives. Dar, Doamne, putem să-ți aducem laudă pentru tot ceea ce ai făcut în viețile noastre. Lord, we repent for where we have not listened to you. Și ne pocăim, Doamne, pentru momentele în care nu te-am ascultat. Lord, we repent for not recognizing you for who you are. Și ne pocăim și te rog să ne ierți că nu recunoaștem cine ești tu, Doamne. Lord, we repent for not resting on your promises. Și ne cerem iertare, Doamne, că nu ne odihnim în promisiunile tale. Lord, we repent for not relying on your sovereignty and trusting you. Și ne pare rău, Doamne, că nu ne bazăm pe suveranitatea ta și nu avem încredere în tine. Lord, we repent for what we when we take matters into our own hands. Ne cerem iertare, Doamne, că încercăm să ne rezolvăm problemele singuri. And manage life in our own human wisdom. Și încercăm să ne organizăm noi viața cu înțelepciunea noastră umană. Break our hearts, Lord, for the things that break yours. Doamne, Dumnezeule, te rog frumos să ne deschizi inimile pentru lucrurile care îți aduc ție întristare. May we be ambassadors for you. Să fim ambasadorii tăi, Doamne. May we seek the least, the last, and the lost. Te rugăm, Doamne, să ne ajut să îi căutăm pe cei care sunt cei mai mici,
pe cei slabi, pe cei pierduți. In Jesus' name, amen. Și ne rugăm în numele Domnului Iisus. Amin. Domnul este bun și îndurarea Lui ține în veac. Amin. Haideți să lăudăm prin cântare. Mulțumim Domnului pentru momentele de rugăciune, pentru felul în care El ne vorbește de fiecare dată când sincer venim înaintea Lui.
Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu noi cu toții. Amin. Vă salutăm și vă spunem pacea Domnului. Și un Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. El este viu cu adevărat. Slavă Lui. Aș vrea să citesc pentru început Psalmul 146 și să scot câteva învățături de aici. Lăudați pe Domnul, laudă suflete pe Domnul. Voi lăuda pe Domnul cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi. Nu vă încredeți în cei mari, în fiii oamenilor, în care nu este ajutor. Suflarea lor trece, se întorc în pământ și în aceeași zile pierd și planurile lor. Ferice de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacov, ferice de cine își pune nădejdea în Domnul Dumnezeul său. El a făcut cerurile și pământul, marea și tot ce este în ea. El ține credincioșia în veci, El face dreptate celor asupriți, dă pâine celor flămânzi. Domnul izbăvește pe prinșii de război, Domnul deschide ochii orbilor, Domnul îndreaptă pe cei încovoiați, Domnul iubește pe cei neprihăniți, Domnul ocrotește pe cei străini, sprijine pe cei orfani și pe văduvă, dar răstoarnă calea celor răi. Domnul împărățește în veci, Dumnezeul tău, Sioane, rămâne în veac, din veac în veac, lăudați pe Domnul. Dacă ați observat în acest pasaj, câte descrieri îi se atribuie omului? Puține. Le numeri pe degete. Iată câteva din ele. Nu este ajutor în om? Suflarea lor trece? Se întorc în pământ. În aceeași zile pierd și planurile. Patru descrieri. Restul capitolului este despre Dumnezeu. Ce face El? Ce poate face El? Nu în zadar în această dimineață ne-am adunat aici ca să facem exact ce scrie în primele versete. Lăudați pe Domnul. Laudă suflete pe Domnul. Voi lăuda pe Domnul cât voi trăi. Voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi. Trăim? Trăim. Suntem? Suntem. Lăudăm pe Dumnezeu. Și haideți să începem cu rugăciune în această dimineață. Ne închinăm înaintea ta și lăudăm numele tău cel sfânt. Tu ești Domnul domnilor, Împăratul împăraților, care ai privit din ceruri spre noi. Ne-ai dat mântuirea, ai ales să vii pe acest pământ murdar și ne-ai dat mântuirea. Ne-ai dat un trup nou, un nume nou, Doamne Iisuse, o inimă nouă mai presus de toate și ne-ai numit copiii ai tăi. În această dimineață copiii tăi s-au adunat aici ca să-ți laude numele tău. Umple-ne cu Duhul tău cel sfânt. Înainte de aceasta, curățește-ne tu, purifică tu. Nimic spurcat în gândul nostru, pe limba noastră, în trupul nostru să nu fie. Va veni timpul să ne apropiem de masa ta. Iartă-ne, Doamne Iisuse. Suntem păcătoși și în timpul săptămânii ne-am spurcat cumva, ne-am murdărit, dar vrem atât de mult să participăm la masa ta. Vrem să luăm din această pâine și acest vin, să mărturisim numele tău până când vei veni tu. Curățește-ne tu. Binecuvântează pe fiecare. Binecuvântează pe cei care au ales să vie în casa ta. Pe oaspeți, binecuvântează-i tu, ajunge să fie o binecuvântare pentru noi și Biserica Emanuel să fie o binecuvântare pentru ei. Fii tu sprijinul și adăpostul nostru. Binecuvântează cântările care vor fi spuse, mărturiile, poeziile, toate sunt la adresa ta. Deschide cerul și primește-le tu ca pe o jertfă de bun miros. În numele lui Iisus Hristos m-am rugat prin Duhul Sfânt, ție, Tată. Amin. Amin. Ocupați locurile, vom avea încă o cântare de obștea, apoi programul copiilor și astăzi avem și oaspeți, fratele Vasile va prezenta. Domnul să-i binecuvânteze. Amin. El a venit jos în păcat ca să devenim mai lui pe drept, s-a umilit și crucea purtat în dragoste mare. În dragoste mare.
venit jos în păcat, ca să devenim ai Lui pe drept. S-a umilit și crucea purtat, în dragoste mare, în dragoste mare. Iisus Mesia, Domn peste toate, ești Salvatorul. Mesia, Domn peste toate, ești Salvatorul, Emanuel, care liberare ne ești izbăvire, Iisus Mesia, Rege. Și-a dat, iar sângele sfânt a curs pentru noi din dragoste. Întregul pământ s-a cutremurat din dragoste mare, din dragoste mare. Iisus Mesia, peste toate, ești Salvatorul, Emanuel, care liberare ne ești izbăvire, Iisus Mesia, Rege Mesia, Domn peste toate, ești Salvatorul, Emanuel, care liberare ne ești izbăvire, Iisus Mesia. Doar în tine mă cred, Iisus, doar în tine mă cred, toată gloria ți-o da, căci tu m-ai salvat, Iisus, Iisus Mesia, Domn peste toate, ești Salvatorul. Iisus Mesia, Rege.
3:16, God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish but have everlasting life. Amen. Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiul, ca oricine crede în el să nu piară și să aibă viața veșnică. Amin! Este o bucurie deosebită ca în această dimineață frumoasă să ne închinăm Domnului împreună cu dumneavoastră. Mă gândeam, auzind rugăciunile dumneavoastră, și mă gândeam că o biserică rugativă este o biserică cu un viitor luminos. Și doresc ca viitorul acestei biserici să fie luminos sub ocrotirea părintească a Domnului Iisus. În această dimineață am venit cu doi frați scumpi din România. Pe fratele Ionuț l-am cunoscut în urmă cu aproximativ 12 ani în Minneapolis, când m-am dus să mă întâlnesc cu câțiva frați care lucrează cu organizația Alege Viața, Campus Crusade. Și te rog să te ridici, frate Ionuț, să te cunoască frații, el este Ionuț. Și ieri am avut ocazia să îl întâlnesc și pe Adi Tănase. Și după câteva minute de discuție, parcă ne cunoșteam din copilărie. Așa e când ești parte din familia binecuvântată a Domnului Iisus Hristos. Oameni deosebiți. Prăjeam acolo ceva cârnați. A venit și un român de-al nostru, a intrat în discuție cu dânsii și fratele Adi i-a spus mărturia lui. Un om care a folosit timpul eficient pentru împărăția Domnului Iisus Hristos. Oameni binecuvântați, Domnul să binecuvânteze ceea ce fac pentru El și Amin. Mulțumim că ne-ați primit să ne închinăm cu dumneavoastră în această dimineață.
E un privilegiu să vorbim despre cum Dumnezeu ne-a transformat viețile și de asemenea să vă spunem ceea ce El face în continuare înaintea ochilor noștri, pentru că suntem doar niște martori umili ai lucrărilor Lui minunate. Ne-am născut într-o familie atee, așa am fost și noi educați. Tatăl nostru a fost ofițer de securitate până în 1979 și apoi a început să practice avocatura. Terminase și facultatea de drept. În timpul armatei, am făcut armata în timpul Revoluției, în timpul armatei, în luna martie mai specific, pe 8 martie, în timp ce ieșeam din post, ofițerul superior m-a chemat el și mi-a spus, te rog să iei loc, după ce am salutat, așa cum era regulamentar, te rog să iei loc și am să spun ceva important. Am primit o telegramă, aici este telegrama, mi-a mânat telegrama și mi-a spus, ai 48 de ore, nu înțelegeam, citeam și nu înțelegeam ce vedeam acolo, scria, tata, mort, mama. Și el îmi explica, ai 48 de ore, aici este permisia ta, te duci și îți îngropi părinții și, sau părintele și vii înapoi. Te rog să nu uiți că trebuie să fii la ora regulamentară, așa cum este scris în permisie. A fost un coșmar pentru mine să merg acasă, nu am știut dacă au murit doar unul sau amândoi părinții, deși eram obișnuit să văd morți în jurul meu, oamenii cădeau pe stradă, au fost împușcați, am fost în Brașov în acea perioadă, dar nu credeam că moartea va fi atât de aproape în casa mea și atât de curând. Când am ajuns acasă, o veste bună și o veste tristă, mama trăia, dar era în spital, iar tatăl meu era decedat. Am înțeles, fratele meu era mic, avea doar 14 ani, am înțeles repede că trebuie să mă ocup de înmormântarea tatălui meu. Aveam doar 48 de ore să fac asta. Așa că am trecut la muncă. M-am dus să iau trupul tatălui meu după ce făcusem comanda sicriului și când am ajuns acolo, era atât de bine cosmetizat și îmbrăcat în cel mai bun costum pe care l-avea și mi-am pus întrebarea, dacă este doar trupul, ce face ca trupul să aibă viață? Ce face pe om să existe, să se ridice în picioare, să aibă ființă? Astea au fost primele mele întrebări. Nu mult timp după aceea, ajungând în facultate, am văzut un film, filmul Iisus, proiectat de cei de la Alege Viața și în urma filmului, vizionării filmului, am completat un sondaj de opinie. Și doi studenți de la Alege Viața au venit la mine în cameră și mi-au spus Evanghelia. Era Mateu. Ironic, sarcastic, foloseam asta ca să mă protejez. Așa că nu l-am primit pe Domnul Iisus atunci, dar ei m-au provocat să citesc Biblia. Așa că mi-am cumpărat o Biblie din bursa mea de student și am început să o citesc. Inițial am citit-o ca să le dau o replică serioasă tuturor creștinilor pe care îi întâlneam în cale. Și așa am făcut pentru o perioadă de timp. Dar, în parcursul unui an de zile, am înțeles că Dumnezeu există. Au fost mai multe întâmplări, am înțeles și prin experiență personală, pentru că eram cam căpos și era nevoie de asta. Și am citit și am înțeles că Iisus a fost mai mult decât un personaj istoric. Și când am citit capitolul 1 din Epistola către Romani, am înțeles și care era poziția mea față de Dumnezeu. Cumva glorificând și lăudând păcatele sau performanțele de păcat în care trăiam. Mi-am amintit Evanghelia care am fusese vestită cu un an urmă și mi-am pus genunchii jos și am spus o rugăciune de care mi-amintesc foarte bine. Am spus, Doamne, nu știu cum să-mi trăiesc viața. Te rog, vină în viața mea și condu-mi viața. Trăiește prin mine așa cum ai trăit acum 2000 de ani. Folosește trupul meu, mintea mea, tot ceea ce eu sunt. După voia ta. Eu nu știu cum să-mi trăiesc viața. Dă-mi tu scopul tău în viață, pentru că eu nu am un scop bun. Când m-am ridicat din rugăciune, mi-am pus întrebarea, totuși, cine este acest Iisus? Întrebarea asta persista puternic în mintea și inima mea și am reînceput să citesc Evangheliile. Am început de la capăt cu Evangheliile și am început să am o mulțime de întrebări și întrebările au început să capete răspuns împreună cu colegul meu de cameră, am început să creștem în cunoaștere, am studiat mai mult Scriptura
Cei de la Lege Viață ne-au instruit să spunem Evanghelia mai bine altora și să ajutăm pe alții să crească. Și când am ajuns acasă, am vrut să vestesc Evanghelia, bineînțeles, cu mama și cu Ionuț, fratele meu. Dar îl las pe el să continue. Când fratele meu a venit acasă să-mi spune Evanghelia, nu știam prea multe despre Dumnezeu. Auzisem despre Dumnezeu doar în jurăturile tatălui meu. Și când el îmi spunea despre faptul că Dumnezeu este sfânt, că Dumnezeu i-a schimbat viața într-un mod radical, am zis, cum ți-a schimbat ție viața când tu încă mai fumezi, încă mai bei, încă îți place să ai o viață imorală și tu îmi spui mie despre Dumnezeu? Și n-am crezut nimic, nici un cuvânt ceea ce el mi-a spus atunci. Dar au trecut 2 ani de zile, timp în care am putut să văd cum încet încet Dumnezeu începe să-l schimbe pe fratele meu. Începe să renunțe la fumar, la băutură, la avea o viață imorală și chiar că mergea în parcuri și pe străzi să vestească Evanghelia. Pentru mine și mama mea, care mama a fost farmacistă într-un oraș micuț, Câmpul Mușcel, și era foarte cunoscută, faptul că Adi făcea lucrul acesta în oraș era o rușine pentru noi ca familie. Și am zis, cum faci tu lucrurile acestea și începi să ne faci de rușine familia noastră, care are un nume în acest oraș? La un moment dat am călbat, pentru că sunt mai mare fizic decât el, chiar dacă sunt mai mic în vârstă. L-am amenințat că iar toate broșurile și Biblia care o avea acasă, dar el a continuat mai departe să-l urmeze pe Domnul. Și mi-am dat seama că ceea ce el crede și ceea ce l-a făcut pe el să se transforme așa de radical este adevărat și acela este Dumnezeu. M-am dus în camera lui, crezând că este mai sfântă, am luat broșura cele 4 lele spirituale și m-am rugat să primesc pe Iisus în viața mea. În acea vreme, mama era grav bolnavă, era la pat și doctorii nu-i mai dădeau multe zile să trăiască. Adi era la facultate, era în sesiune, nu erau telefoane mobile ca astăzi să dai imediat telefon, erau telefoane, trebuia să suni și abia peste o zi sau peste câteva ore putea să te sune înapoi. Așa că l-am lăsat în pace și m-am rugat și pentru vindecarea mamei mele, atunci când l-am primit pe Iisus. A doua zi mama a fost în picioare și peste 2 zile, fără să iau legătura cu fratele meu, Adi a ajuns acasă. Și a fost ca un răspuns și ca o confirmare a faptului că Dumnezeu este prezent în viața mea și că El face minuni. Adi m-a introdus încet încet la o biserică baptistă din Câmpul Mușel, unde am și fost botezat și am început să cunosc mai multe despre Domnul. Apoi am dat la facultate în București, unde am ajuns în Alege Viața și am putut să învăț mai multe cum să vestesc altora Evanghelia, cum să fac rândul meu ucenici și cum să-i ajut pe ucenicii mei să aibă la rândul lor ucenici. A venit și vremea când am absolvit facultatea și atunci am primit două oferte de lucru, aceea de a fi misionar cu Alege Viața și tot timp, în același timp, facultatea în care am terminat-o m-a provocat să fiu asistent universitar. Și nu știam ce să aleg. Amândouă erau foarte provocatoare. Eram în mijlocul studenților, în continuare. Dar am luat un timp de poșurugăciune să văd ce încotro mă călăuzește Dumnezeu. Când citeam Scriptura, când mă rugam, când mă duceam, deschideam Radio Vocea Evangheliei în București, când duceam la biserică și auzeam mesajul, același verset îmi venea în minte. Cine e prihănit va trăi prin credință. Și mi-am dat seama că Dumnezeu mă călăuzește prin acest verset să decid încotro să o iau. Și mi-am dat seama că a lucra ca misionar în Alege Viața este cel mai provocator să trăiesc prin credință din toate punctele de vedere. Acum, anul acesta, împlinesc 19 ani de când sunt implicat ca misionar în Alege Viața. Am fost 10 ani implicat în lucrarea cu studenții, iar acum 9 ani, eu și cu soția mea Dumnezeu ne-a călăuzit să lucrăm mai mult printre familii. Și acum lucrăm cu Family Life, organizația care este și aici în România, dar Family Life este parte din Alege Viața, din CRU, cum este aici în America. Poți să dai drumul la PowerPoint? Trebuie să vă arătăm și familia noastră. Mai departe, următoarea. Eu am 22 de ani cu o Alege Viață de când sunt implicat. Am deschis lucrarea Family Life în România. Family Life e prezentă și aici în Statele Unite. Aici este familia mea. Am mâna pe umărul lui Matei.
Matei este băiatul meu cel mare. El are 19 ani și e o combinație interesantă. E un introvertit. Îi place mult matematica, logica, filozofia, dar de asemenea este foarte talentat în pictură și are un foarte bun simț estetic. E foarte finuț, de asemenea. Ana Maria are o voce superbă și îi place să cânte. Ea umple casa cu bucurie, cu cântece în care îl glorifică pe Dumnezeu. Toată ziua cântă. Cântă și învață. Nu știu cum reușește să facă asta, dar să facă ea asta, dar pentru mine ar fi imposibil. Dar fetele sunt altfel. Ele pot face multe lucruri în același timp. Noi suntem băieți, facem un singur lucru și unor nici la bine. Acum vorbesc despre mine, nu despre ceilalți băieți. Andrei, Cristina, soția mea, cea pururi tânără, are mânuța pe umărul lui. Ea spune că el este comoara noastră, într-un sens. Andrei este acum în echipa națională de lupte libere și face o treabă grozavă, mărturisându-l pe Domnul, chiar într-un astfel de context, în sport de performanță. Și zilele astea așteptăm să putem să le vestim Evanghelia într-un eveniment mai special pentru echipa națională. Să las pe Ionu să prezinte. Aceasta este familia mea, soția mea tot Cristina, dar nu e aceeași Cristina, deci sunt diferite. Băiatul meu este Iona, e un nume care e mai puțin cunoscut în România, știți asta. Și de-aia e o ocazie bună să vestim Evanghelia. Că mulți zic, și ce-i cu Iona? Hai să vă spun. Și atunci e ușor pe noi să, chiar de la numele lui, să pornim să vestim Evanghelia. Este o... Iona, chiar dacă are numele acesta, este un om care iubește, un copil care iubește pe Domnul și chiar vestește altora Evanghelia în clasa lui. Și chiar este supărat că de ce copiii respectivi care le vestește Evanghelia nu se întoarce la Domnul. Dar asta e datoria noastră, nu e datoria noastră să-i întoarcem la Domnul, ci doar să le spun Evanghelia, să le spunem mesajul. Și Irina are 6 ani și în toamna asta o să înceapă școala și dorința este să devină medic, pentru că vrea să facă bine oamenilor și să se facă sănătoși. Și să fii medic nu doar de trup, să fii medic și de suflete. Asta e dorința noastră. Și împreună, ca și familia, slujim Domnului în Biserica Buna Vestire din București, unde este păstor fratele Taloș, Vasile, și suntem acolo, sunt implicat acolo și în comitetul bisericii, ca și diacon al bisericii. Și totodată și prezbiter cu familiile tinere din biserică. Și mai departe am pregătit un mic filmuleț care prezintă pe scurt lucrarea pe care noi o facem în Family Life, să aveți așa o privire de ansamblu. Cel mai mult mi-a plăcut exemplele pe care le-ați dat din familia voastră și problemele cu care ne-am identificat și noi. Cel mai mult mi-a plăcut cina romantică, începând cu ambientul, organizarea, faptul că ne-am putut scrie câte scrisoare, a fost prima dată când am făcut asta. Am învățat să comunicăm, ne exprimăm sentimentele. Am aflat de la soțul meu lucruri care n-a apucat să mi le spună până acum. Se pare că a găsit momentul cel mai bun. Noi suntem căsătoriți de 14 ani și am divorțat. Am avut o pauză de 5 ani și cred că dacă am fi avut parte de astfel de conferințe sau de oameni
de care să ne apropiem și care să fie deschis să ne asculte, nu s-ar mai fi întâmplat acest divorț. Și pentru noi e o mare încurajare că putem să-i ajutăm și pe alții să nu treacă prin ce am trecut noi și asta vrem să facem de ceva. Am luat legătura cu cei de la Family Life, au venit să țină conferință despre arta căsniciei. Au fost multe familii, impresia a fost una bună, frumoasă și după aceea ne-au lăsat materialele pe care să le folosim în grupe, în tot felul de contexte. Așa că eu împreună cu soția mea am folosit într-un grup cu 6 sau 7 familii, apoi pastorul Mihai l-a folosit cu alte familii, sunt aici câteva familii beneficiare acestui curs, sunt 3 familii din grupa pastorului Mihai. Marian, Dumnezeu Gabi, l-au folosit sau îl folosesc acum la Tecuci cu câte familii? 8 familii. Cu adevărat, singura speranță pentru fiecare țară este doar Domnul. Probabil vă întrebați și probabil deja aveți unii dintre dumneavoastră răspunsul în minte care este scopul pentru care suntem aici. Noi am venit aici ca să vă dăm un cadou, un dar. Este darul de a fi parte alături de noi într-o astfel de lucrare. Nu, știu că nu puteți să veniți până în România și să lucrați alături de noi, dar puteți să ne ajutați pe noi să ajutăm ca lucrarea asta să înainteze în România. Pentru că mai sunt locuri în care trebuie să expunem pe oameni, să-i ajutăm să-și însușească lucrarea, să-i antrenăm, să fim alături de ei, să facem ucenici, să vestim Evanghelia, pornind de la nevoi pe care ei le percep, nevoi care sunt prezente în familiile lor și să le vorbim despre acea nevoie pe care ei nu pot percepe, nevoia de Dumnezeu. Avem nevoie de voi. De ce suntem aici? Vrem să vă dăm acel dar de a fi alături de noi, lună de lună, să ne susțineți în rugăciune și financiar. Vă mulțumim pentru atenția pe care ne-ați acordat-o și vă îndemn să vă rugați. Și dacă Dumnezeu vă pune pe inimă să fiți alături de noi, vă așteptăm. Noi suntem aici. Amin. Ce mare binecuvântare să vedem cum Dumnezeu lucrează în România. Domnul Dumnezeu să se îndure. Lupta este mare și acolo. Am vorbit cu unchiul meu azi dimineață și lupta pentru familie. Așa cum bine știți, se încearcă așa de tare distrugerea familiei și am înțeles că de fapt nu mai sunt în familie considerați soț, soție, ci partenerul 1 și partenerul 2. Domnul Dumnezeu să se îndure. Domnul să vă binecuvinteze și Domnul să facă ca prin cuvântul lui inimile oamenilor să fie schimbate. Câteva anunțuri pentru Biserica Domnului. Aș vrea să încep vorbind de România. Fratele Timotei numai ce s-a întors din România și mi-a spus că a fost extraordinar. Inima lui e acolo, Domnul să binecuvinteze și să-i ajute să-și plinească inima, dorințele inimii, dar Dumnezeu l-a binecuvântat și a făcut tot ceea ce și-a propus să facă în călătoria aceasta. Domnul Dumnezeu să te binecuvinteze, frate Timotei, împreună cu sora Ica și cu Cristina. Mulțumim Domnului pentru că sora Lidia este cu noi, dar îmi pare rău că la cina Domnului
sora Magda nu poate să fie cu noi. Domnul Dumnezeu să lucreze în continuare în trupul ei și să facă ca minunea vindecării să aibă loc cât de curând. Serviciile bisericii sunt duminică dimineața la ora 10 și duminică după masa ne întâlnim în locul acesta la ora 5. Cu ajutorul Domnului, miercuri ne întâlnim în locul acesta la ora 6. Vacanța biblică va fi în luna iunie, în zilele de 18 până pe 22. Și aș vrea să fie un subiect pentru rugăciune, pentru Biserica Emanuel, Domnul să binecuvinteze familiile care vor fi și copiii care vor participa la lucrarea aceasta. De asemenea, aș vrea să continuăm să ne rugăm pentru prietena Nina. Lupta nu este ușoară și ieri am vorbit cu dânsa și m-a întrebat de ce oare sunt atâtea probleme în viața mea. E un lucru greu ca să îl înțelegi și să-l răspunzi, dar să dai un răspuns, dar ne rugăm ca Domnul să se îndure de ea, Domnul să binecuvinteze și pe sora Lidia în continuare, mă bucur că este cu noi, Domnul să se îndure și de sora Magda, așa cum am amintit, de sora Camelia și Domnul Dumnezeu să facă minunea vindecării. E o mare bucurie ca astăzi fratele Timotei să-l întâlnească pe prietenul lui Tim. Continuăm să ne rugăm pentru dânsul. Situația nu este ușoară, dar credem că Dumnezeu este acela care răspunde rugăciunilor. Și întâi de toate, dorința noastră este ca Dumnezeu să vă ajute să puteți să înțelegeți pe Iisus Hristos și lucrarea Lui de mântuire și biruința pe care Dumnezeu ne-a dat-o nouă și vrea să o dea tuturor acelora care își pun încrederea în El. Ne vom închina Domnului cu darurile de bunăvoie în timpul unei cântări comune. Haideți să ne și ridicăm în timpul acestei cântări. Ne pregătim pentru ascultarea cuvântului. E drept că Iisus a murit purtând păcatul meu pe cruce cum a suferit Fiul lui Dumnezeu. Să deschideți cuvântul Domnului în Cartea Judecătorii, capitolul 6. Cartea Judecătorii, capitolul 6, versetele 11 la 15 și 25 la 32.
Judecători, capitolul 6, versetele 11 la 15 și 25 la 32. Cuvântul Domnului spune astfel. Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului și Domnul i-a dat mâinile lui Madian timp de 7 ani. Și mâna lui Madian a fost puternică împotriva lui Israel. Ca să scape de Madian, copiii lui Israel fugeau în văgăunile munților, în peșteri și pe stânci întărite. După ce semăna Israel, venea Madian și se suia cu Amalec și fiii răsăritului și pornea împotriva lui. Tăbărau în fața lui, nimiceau roadele țării, până spre Gaza și nu lăsau lui Israel nici merinde, nici oi, nici boi, nici măgare, căci se suiau împreună cu turmele și corturile lor, ca o mulțime de lăcuste erau fără număr ei și căminele lor și veneau în țară ca să o pustiască. Vă citi de la 25 la 32. În aceeași noapte, Domnul a zis lui Gedeon, ia vițelul tatălui tău și un alt aur de 7 ani, dărâmă altarul lui Baal, care este al tatălui tău, și taie parul închinat al Astartei, care este deasupra. Să zidești apoi și să întocmești pe vârful acestei stânci un altar Domnului, Dumnezeului tău. Să iei taurul al doilea și să aduci o ardere de tot cu lemnul din stâlpul idolului pe care îl vei tăia. Gedeon a luat 10 oameni dintre slujitorii lui și a făcut ce spusese Domnul, dar fiindcă se temea de casa tatălui său și de oamenii din cetate, a făcut lucrul acesta noaptea, nu ziua. Când s-au sculat oamenii din cetate dis de dimineață, iată că altarul lui Baal era dărâmat, parul închinat idolului deasupra lui era tăiat și al doilea taur era adus ca ardere de tot pe altarul care fusese zidit. Ei și-au zis unul altuia, cine a făcut lucrul acesta? Și-au întrebat și au făcut cercetări, li s-a spus, Gedeon, fiul lui Ioas, a făcut lucrul acesta. Atunci oamenii din cetate au zis lui Ioas, scoate pe fiul tău ca să moară, căci a dărâmat altarul lui Baal și a tăiat parul sfânt care era deasupra lui. Ioas a răspuns tuturor celor ce s-au înfățișat înaintea lui, oare datoria voastră este să apărați pe Baal? Voi trebuie să-i veniți în ajutor? Oricine va lua apărarea lui Baal să moară până dimineață. Dacă Baal este Dumnezeu, să-și apre el pricina fiindcă i-au dărâmat altarul. În ziua aceea au pus lui Gedeon numele Ierubaal, apere-se Baal, căci au zis ei, apere-se Baal împotriva lui, fiindcă i-au dărâmat altarul. Amin? Ocupați locurile. Este fascinant, uimitor, cum peștii somonice care sunt pescuitori știu, cunosc acest lucru, mai puțin eu, dar l-am aflat din enciclopedii și alte filme documentare, somonii pentru a-și depune icrele, ei pleacă împotriva fluviului și împotriva curgerii apei, din răsputere încearcă să ajungă până la o înălțime și apoi să-și depună icrele acolo pentru peștii care se vor naște. Ei luptă pentru ca să ajungă până la un anumit loc, din răsputeri, acolo să-și depună icrele și apoi sunt luați de val, morți deja. Au depus icrele acolo și nu mai au putere în ei decât să moară și să fie duși de fluviu. Nimeni nu pescuiește atunci când somonul își depune icrele. S-ar putea să-l prindă pe unul aproape mort. Am intitulat predica din această dimineață Singur pe contrasens. Este foarte greu de unul singur când toți vin împotriva ta, tu să mergi împotriva fluviului. Este greu, uneori imposibil, când toți merg într-o parte, tu să fii unicul care să te întorci la 180 de grade și să mergi împotriva lor. La începutul acestui capitol este a patra oară când se repetă cuvintele au făcut ce nu plăceau Domnului. A patra oară în întreagă carte Judecători. Timp de șapte ani au fost dați poporul Israel pe mâna lui Madian, care i-au prădat, i-au făcut să ajungă, la fel cum scrie în Biblie, foarte nenorociți. Vreți, uneori Dumnezeu unora le dă ocazia aceasta să treacă prin astfel de circumstanțe ca să vadă diferența dintre cum este să fii protejat de mâna lui Dumnezeu și cum este să-ți iai mâna ta sau viața ta în mâinile tale. Dumnezeu le dă ocazia unora de-și lua viața în mâna lor. Poporul trebuia să facă diferența aceasta și ei.
Și au ajuns în momentul în care au văzut diferența aceasta, în a cui mână este mai ușor. O cântare de a unui grup din România spune astfel de cuvinte la refren. Și-ți dau inima mea, înapoi nu mi-o mai da, cât timp a fost a mea, după tine ea tângea, și-ți dau inima mea, înapoi nu mi-o mai da, cât timp va fi a mea, nu voi ști ce să fac cu ea, și-ți dau inima mea. Atâta timp cât omul are inima lui în mâinile sale, are să experimenteze ce înseamnă să fie înfometat și să fie robit. Altfel nu poate fi. Israelul a respins conducerea lui Dumnezeu. Conducerea lui Dumnezeu era una teocratică și au trecut la autocratică. Este dorința și nebunia în același timp a poporului în care noi trăim acum să treacă de la o dimensiune teocratică la una autocratică în care să spună viața mea, fac tot ce vreau. Aici este un punct slab. În momentul în care ai respins suveranitatea lui Dumnezeu, în momentul când l-ai pus pe Dumnezeu în afara lucrurilor tale personale, casei, școlii, parlamentului, țării, va trebui acel vacuum să-l umpli cu ceva. Odată ce l-ai scos pe Dumnezeu atât de mare și suveran, pe cineva trebuie să-l pui în acel gol. Și cineva spunea, acest gol îl va umple Hugh Hefner sau Adolf Hitler? Hugh Hefner, acel om care hedonism, totdeauna umbla după plăcere, totdeauna să aibă plăcere, sensul vieții lui plăcerea, sau vei deveni și vei pune în acel vacuum pe Adolf Hitler, care va aduna oamenii și îi va omor într-o bună zi, într-o cameră de gaz. Din acești doi, uciderea sau sinuciderea sau plăcerea, va trebui să umple acel gol unde a stat Dumnezeu. Dintre acești doi va trebui să joci rolul cuiva în momentul în care l-ai respins pe Dumnezeu. Dar când omul totuși își alege să-și ia viața în mâinile lui, automat este foamea și robia. Noi știm ce înseamnă să fim robi. Din Biblie și din viața personală. Dar foamea, din cauza că ei au trecut prin foamea. Foamea este la două nivele, cel puțin. Și prima o vedem în pasajul pe care l-am citit. Poporul își ascundea roadele de madianiți ca să nu îi le ia. Și tind să cred că ei au învățat lecția, putem deduce din text că poate prima oară când cei din Madian i-au atacat, le-au luat toate roadele și au avut de fometat. N-au avut ce mânca. Și ei au tras lecția din acest lucru și au spus, până vin Madian, noi vom lua tot grâul de pe câmpuri, noi vom lua toate lucrurile din livez, din grădini, ca ei când vor veni să vină la puține lucruri. Foamea, pentru că uitați acum o descrie Biblia, căci se suiau cu turmele și corturile lor, soseau ca o mulțime de lăcuste, erau fără număr ei și cămilele lor și veneau în țară ca să o pustească. Nimic nu rămânea după ei. Nimic. Poporul a înțeles că există o foamete fizică foarte puternică. Dar mai există un nivel, există foamete spirituală. Și în Biblie avem exemplul minunat a unei foame spirituale. Vreți, după ce fiii lui Eli, Hofni și Fineas au luat chivotul, l-au dus în cetatea, sau la armata care urma să lupte cu filistenii, filistenii i-au câștigat și le-au luat chivotul, l-au dus în fiecare oraș de-a filistenilor și filistenii, după ce au înțeles că este chivotul lui Dumnezeu și o putere inimaginabilă acolo, l-au trimis înapoi la evrei, l-au trimis. Și Carol, pe când venea în țara Israel, a omorât oameni. Și poporul s-a înfricoșat. Poporul a spus, dacă vine acest chivot între noi, ne nimicește. Și a spus, ce vom face? Îl vom duce la casa lui Abinadab. Acolo vom pune un levit. Și cuvântul Domnului spune astfel. Trecuse destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Kiriat Iarim. Ce înseamnă acest destulă vreme? Cam puține lucruri ne spune, însă textul va spune exact. Trecuse
20 de ani. Atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Pe lângă faptul că poți avea o foamete fizică și îți vei ascunde roadele, mai există ceva mult mai grav decât moartea fizică, decât foamete fizică, foamete spirituală. Ți-e destul 20 de ani ca să simți ce înseamnă să fii fără Dumnezeu și apoi să plângi. Căzuți în mâinile oamenilor, ei au trecut prin amară experiență a ceea ce înseamnă robie și foamete. Vreți? La fel se întâmplă și astăzi cu mulți tineri, mulți oameni din biserici care se văd prea restrânși în biserica lor, prea multe legi, prea multe rânduieli care trebuie să le faci, prea multe porunci din partea Bibliei, din partea lui Dumnezeu, este imposibil să le ții. Și ce aleg? Să rupă toate acele rame care sunt. Și în momentul când le-au rupt și le-au dat la o parte, ajung că de fapt ei nu sunt liberi. Departe de libertate. Dimpotrivă, sunt robi și sunt înfometați. Nimic nou sub soare. Biblia apoi ne spune mai departe că înstrâmturarea lor, poporul evreu sau copiii Israel au strigat către Domnul în versetul 6, citim acest lucru. După ce am văzut perspectiva oamenilor, ce se întâmplă printre oameni, haideți să trecem la o altă perspectivă, perspectiva lui Dumnezeu. Oamenii sunt în strâmtorare, copiii lui Israel strigă către Domnul. Ce face Dumnezeu acum deja? Pentru că și Dumnezeu va acționa. Ce face El? Două lucruri. Primul lucru, ia și scoate un proroc și îl duce poporului său. Ce are de spus acel proroc? Iată cuvintele lui. Domnul a trimis copilul lui Israel un proroc, el le-a zis, așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel, eu v-am scos din Egipt, eu v-am scos din casa robiei, v-am scăpat din mâinile egiptenilor și din mâna tuturor celor ce vă apăsau. I-am izgonit dinaintea voastră și v-am dat vouă țara lor. V-am zis, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, să nu vă temeți de Dumnezeii amoriților în căror țară locuiți, dar voi n-ați ascultat glasul meu. Care era scopul prorocului? Să pedepsească? Nu. Atunci, dar care era scopul lui? Să le aducă aminte. Practic, ce face prorocul aici, ia toate cărțile de arhivă și le deschide în fața poporului său, pentru că unii s-ar putea să fie uitat. Fiecare părinte la Paște trebuia să transmită copilului său istoria cum au ieșit din Egipt, cum au uns acele ușori ai ușii cu sânge, scopul lor, cauza, efectul, cum au trecut prin Marea Roșie, cum au ajuns în pustie. Dar din câte vedem, ei au uitat și la Paște chefuiau decât să povestească copilul lor, pentru că inclusiv Gedeon nu cunoaște aceste lucruri. Gedeon n-a știut aceste lucruri. În 7 ani s-ar fi născut copiii care să nu fie auzit niciodată de la tatăl lor ce înseamnă Paște la adevărat. Scopul prorocului era să-l aducă aminte, un refresh în mintea fiecărui popor evreu. Cineva a fost cauza și această cauză a avut un efect printre voi. Ați fost în Egipt, acolo ați crescut, dar cine v-a scos? O putere? Dă-i numele acelei puteri. Fiecare a avut scopul, sau scopul prorocului a avut de a aduce aminte poporului Israel despre cine este Dumnezeu. Al doilea lucru pe care îl face Dumnezeu, undeva, în ascuns, El pregătește instrumentul prin care va scoate poporul din acest declin de 7 ani. Și haideți să mergem acolo să vedem mai de aproape acea persoană. Pentru că vrem să vedem pe cum Dumnezeu un ascuns pregătește, necunoscut de nimeni. Poporul de aici primește cuvintele prorocului, sunt o mustrare pentru unii. Și în altă parte Dumnezeu lucră El singur cu cineva, cu o persoană. Încearcă să-i dea întrebări, să primească răspunsuri și în conformitate cu răspunsurile și întrebările acelea să vadă este el pregătit sau nu.
Cuvântul Domnului spune astfel: apoi îngerul Domnului a venit și s-a așezat sub stăjarul din Nofra, care era al lui Ioas, din familia lui Ebezer. Trimis de Domnul, vine un înger, se așează sub stăjarul din Nofra și acel înger privește spre Gedeon, ia cunoștință sufletească a lui Gedeon, este exact în stilul Domnului nostru Iisus Hristos, a ceea ce face îngerul Domnului Iisus Hristos în Marcu 12 cu 41, a mai stat undeva, dacă vă aduceți aminte. Stă în templu și se uită la cei care intră în templu și pun în vestierie ceva. Exact stilul lui. Îngerul nu spune nimic la început, îl privește în tăcere și constată ceva, că Gedeon face ceva wrong. Face ceva greșit. Bate grâu în teasc. Acum, nimeni nu bate grâu în teasc. Teascul se află la poalele muntelui, nu la vârful muntelui. Tu nu vei bate niciodată grâul la poalele muntelui. De ce? Din cauza că acolo nu este vânt. Unde-i vânt? La vârful muntelui. Și doar imaginați-vă ce face Gedeon, ironie mare, el ia acel grâu, îl aruncă în aer, gândind că vântul va lua pleava și va rămâne grâul curat, dar îi cade lui în ochi. Și este prăfuit, este murdar, pe lângă faptul acesta unii spun că grâul nu era copt încă, era aproape copt. Ei luau din timp ca să vină madianiții și îl colectau de pe câmpuri și lăsau doar câteva spice. Și spicele aproape coapte, verzi uneori erau la ei și le băteau. Tu nu vei bate grâul la poale, tu vei bate acolo, dar dacă vei bate pe vârful muntelui, s-ar putea să te vadă Madian și în momentul când a văzut pe tine, intră din cauza ta un popor întreg în țară și te jefuiește. Ironie mare. Face ceva ce n-ar trebui să facă. Mergem puțin mai înainte și decorul se schimbă, nu mai este vorba despre un înger, ci este vorba de îngerul Domnului, în realitate Domnul însuși, vedem astfel în versetul 14. Și Gedeon este conștient de prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu îl asigură și va fi asigurarea aceasta repetată de multe ori și multor oameni: Domnul este cu tine. Este un moment care ar trebui să ne oprească puțin și să ne gândim la el. Domnul este cu tine. Gedeon stă în fața unui suveran și îl asigură Dumnezeu că el, Dumnezeu, va fi cu Gedeon la început de luptă, în timpul lupții și după luptă. Normal, pe noi și pe Gedeon ar fi trebuit să ne convingă acest lucru, oare nu? Repetate ori în Scripturi găsim: Domnul va fi cu tine, începând de la Cartea Psalmilor până la Apocalipsa. Domnul va fi cu tine. Oare câtă încurajare ar trebui să fie acest lucru pentru mine și pentru tine? Am fi spus, dacă nu am fi cunoscut istoria lui Gedeon, am fi spus, după aceste cuvinte, Gedeon a fost gata, pregătit de luptă, convins. Dumnezeu va fi cu el înainte de luptă, în timpul lupții și după luptă. Ce-ți trebuie mai mult? Ce trebuie unui creștin doar să fie asigurat că Dumnezeu va fi cu el înainte, în și după luptă? Este încurajarea cea mai mare care poate fi dată unui creștin. Și totuși, pentru că atât de mult ne asemănăm cu Gedeon, Gedeon n-a fost convins de aceste lucruri. N-a schimbat nimic decizia, cu nimic decizia lui Gedeon de a nu pleca. Domnul este cu tine, viteazule! Dacă Domnul este cu mine, de ce ni s-au întâmplat aceste lucruri? Dumnezeu uneori ne spune nouă: Domnul este cu tine, și care sunt scuzele noastre? Oare chiar că este cu noi? De ce suntem dar în așa declin? Gedeon este frământat și nu are timp să se bucure. În acest pasaj îl vedem confuz oarecum pe Gedeon. De ce? În primul rând, el socotește că Domnul le-a părăsit. Versetul 13. Dacă Domnul este cu noi, de ce ne-a părăsit? Ne-a dat în mâinile lui Madian. Odată ce ne-a părăsit, înseamnă că el nu există, că dacă exista, ne-a apărat. Logica bună a lui Gedeon, dar falsă din punct de vedere spiritual. Confuz este că el crede că Dumnezeu i-a părăsit. Exact după acest lucru vine cineva suveran și spune: Gedeon, era
Hai la luptă. Automat confuz. Neagă pe cineva suveran ca și Dumnezeu și deodată acel suveran, Dumnezeu care câtva timp era nevăzut, vine și îl spune, hai cu mine la luptă. Oare nu te trimit eu? Uneori atei sunt în situația aceasta. Și dumneavoastră sunteți un exemplu. Să nege existența lui Dumnezeu și tot și totuși cel care îl socotea inexistent să te folosească. Este uimitor. Gideon are pretenții că Dumnezeu nu se implică. Și deodată ca zăpada în mijlocul verii, noi știm ce înseamnă acest lucru, pentru că cu câteva săptămâni în urmă am avut zăpadă aici. Deodată vine cineva care îl cheamă exact la acea lucrare la care, de care el era sceptic. Nu poate fi așa ceva. Sunt întrebări care se ridică în multe inimi tinere. Unde sunt minunile de altă dată? De ce suntem într-un asemenea declin? De ce este atât de puțină hrană? De ce se mulțesc necazurile în fiecare zi? Vreți, avem multe întrebări și Gideon le-a avut și el, însă înainte ca să fie chemați mulți în slujire, au astfel de întrebări. Le-am avut și eu și știu că le ai și tu. Dar care este reacția lui Dumnezeu la întrebările tale și la întrebările lui Gideon? Ce răspuns îi dă el? O să vă surprindă. Nu-i spune nimic. Nu-i spune nimic. El nu discută, Îngerul Domnului nu discută cu Gideon nici una din întrebările acestea. Vă uimește? Pe mine, da. Sunt întrebări logice. Sunt întrebări care necesită un răspuns și noi ne lovim cu aceste întrebări. De ce este atâta puțină hrană în biserică? De ce atât puțini oameni sunt în biserică? De ce America merge într-un declin? E timpul pentru astfel de întrebări? De ce uneori nu avem răspuns la aceste întrebări? Credem uneori că dacă vom afla răspuns la astfel de întrebări, ne va fi mai bine? Nu este cazul să discutăm timp îndelungat. Niciodată nu vei avea un răspuns satisfăcător la aceste întrebări. Fii sigur. To give the truth to him who loves it not is to give him more multiplied reasons for misinterpretation. A-i da adevărul unuia care nu-L iubește pe Dumnezeu este să-i dai mai multe sugestii pentru a-L interpreta greșit. Și vei primi un răspuns. Te va satisface? Uneori răspunsurile la aceste întrebări nu le afli aici în bancă sau în biserică. Uneori răspunsurile la astfel de întrebări le afli doar când ești pe câmp. Și vezi de ce suntem într-un declin? De ce gândim nebiblic sau gândim altfel? Suntem un popor al lui Dumnezeu. Și Gideon este exemplul cel mai uimitor și important, cum dintr-unul care era sceptic în privința multor lucruri, ne-a părăsit Domnul, el însuși să fie folosit. A fost chemat dintr-o dată? Nu. Veți citi acasă. A cerut multe semne, inclusiv după ce a făcut unele lucruri uimitoare. Nu semnele ne ajută pe noi? Nu semnele ne ajută pe noi? Petru, după ce a asistat la schimbarea de față a lui Iisus Hristos, acolo era Moise, Ilie, în 1 Petru el vă spune, dar aș vrea să citesc acest text. Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer când eram cu el pe muntele cel sfânt. Și avem acum cuvântul prorociei făcut mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări întunericul de dimineață în inimile voastre. Nu semne. Acest cuvânt este mult mai cert decât semnele care putem cere noi. Să nu fim în privința aceasta copii și haideți mai bine să mergem prin credință și Domnul să ne ajute la acest lucru. Amin. În Vechiul Testament, în Vechiul Legământ pe care Dumnezeu l-a
poruncă ca să ia mielul, să-l junghie și să pună sângele pe ușorii ușii și sângele acela a scăpat viața întâilor născuți din casele evreilor. Noi stăm în dimineața aceasta în fața acestei mese a Domnului, care este masa noului legământ instituită de Domnul Iisus Hristos după ce au sărbătorit Paștele. Domnul Iisus Hristos a luat o pâine și înainte ca să frângă pâinea aceasta a mulțumit lui Dumnezeu. Vrem să facem și noi lucrul acesta în dimineața aceasta, acum când ne apropiem de masa Domnului. Aș vrea însă să fac specificația următoare. Pentru cei ce ne-am pocăit, a fost un moment al întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos în care am fost conștientizați de păcat și ne-am dat seama că soluția lui Dumnezeu la problema păcatului este credința în jertfa Domnului Iisus Hristos, pentru că acolo Dumnezeu ne-a substituit pe fiecare dintre noi. Dacă în evrei, la evrei mielul a fost substituit prin sângele lui și a scăpat viața, pentru noi este Domnul Iisus Hristos. În dimineața aceasta suntem două categorii de oameni. Oameni care am avut un moment al pocăinței, al întoarcerii, al recunoașterii păcatului, în care am spus Domnului Iisus: Doamne, îți mulțumesc că ai murit pentru păcatele mele. În capitolul 11 din 1 Corinteni, însă, Apostolul Pavel ne avertizează și ne spune un lucru foarte, foarte serios. Și care este problema care o descrie Apostolul Pavel în textul acela? Este că dacă cineva mănâncă și bea, ia aceste elemente fără să țină cont că nu sunt o pâine obișnuită și vinul nu este un vin obișnuit, ci reprezintă ce a făcut Iisus Hristos pentru noi. Dacă cineva mănâncă și bea în chip nevrednic, cu alte cuvinte, dacă n-am ajuns la credință, nu ne putem apropia de aceste elemente. Dar întrebarea este, de ce așteptăm să ajungem la credință? Pentru că ziua lui Dumnezeu este astăzi. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Dumnezeu este cel ce ne dă ocazia aceasta și aș vrea să vă întreb pe aceia care vă uitați, copiii așteptăm pentru ziua în care ei să-L mărturisească pe Domnul Iisus Hristos și momentul ajungerii la credință și ei se uită la elementele acestea și nu participă până în momentul în care ei au ajuns la această credință, nu ceva intelectual, nu ceva în care ei spun, da, Doamne, cred că ai murit pentru mine, sunt păcătos și mă apropii de masa ta. E acel moment pe care numai Dumnezeu îl poate produce, un moment de căință, de întoarcere cu toată inima spre Dumnezeu, în care să înțelegi puterea dragostei lui Dumnezeu și transformarea pe care Dumnezeu o face. Dar există a doua categorie de oameni, oameni care s-au pocăit, dar care au ajuns în timp să se întoarcă la vreun păcat. Am învățat din întâia epistolă al Apostolului Ioan și ne-am dat seama de importanța trăirii în păcat. E un lucru grav, e un lucru extraordinar de dureros, dragii mei. Dacă în dimineața aceasta ai ajuns să accepți păcatul în detrimentul îndepărtării dragostei lui Dumnezeu și să spui, Iisus Hristos a murit pe cruce pentru mine, dar eu nu vreau să trăiesc în curăția Domnului Iisus Hristos. Știți ce păcat a amintit Apostolul Ioan în întâia sa epistolă? Un lucru foarte important. Dacă cineva zice că iubește pe Dumnezeu și nu iubește pe aproapele său, e un păcat enorm de mare. Dragii mei, am stat în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și fiecare am fost îndemnați cum să ne rugăm în dimineața aceasta, dar înainte ca să ne apropiem de aceste elemente,
Întâi aș vrea să rog pe frații care mă ajută în dimineața aceasta să împărțim masa Domnului, să vină aici și să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste această pâine pe care o frângem, dar în mod deosebit aș vrea fiecare să stăm personal în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și să ne cercetăm. Să nu fie, dragii mei, momentul acesta un moment de osândă, ci să fie un moment de întoarcere cu toată inima spre Dumnezeu, conștienți fiind că Dumnezeu este gata să ne ierte. Dacă n-ai avut niciodată un moment de întâlnire cu Dumnezeu, aș vrea să te invit să vii la cruce, pentru că ceea ce avem aici nu este altceva decât ceea ce Iisus Hristos a făcut la cruce pentru noi. Și aș vrea să te întâlnești cu Domnul Iisus Hristos în mod personal în dimineața aceasta și să primești iertarea Lui. Dacă vrei să recunoști o atitudine de păcat în care ai trăit, aș vrea să te îndemn să te întorci la Dumnezeu cu toată inima și să spui: Doamne Dumnezeule, iartă-mă pentru păcatul meu. E important că ne rugăm unii pentru alții, dar, dragii mei, tot în Ioan vom vedea la momentul potrivit, Apostolul Ioan spune: dacă cineva a păcătuit pentru un păcat care duce la moarte, să nu se roage pentru omul acela. Când e vorba de păcat, singurul care trebuie să se roage și să ceară iertare pentru păcatul lui este păcătosul însuși. Amin? Domnul Dumnezeu să facă minunea aceasta, în care noi toți, chiar dacă ne-am pocăit, să ne întoarcem cu pocăință din nou și să ne predăm Domnului și să ne lepădăm de orice păcat și de starea noastră, ca să putem să umblăm cu adevărat o viață nouă în Iisus Hristos. Amin? Haideți să ne ridicăm și să venim să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste pâinea aceasta. Îl rog pe fratele Claudiu să ne conducă în această rugăciune, cerând binecuvântarea lui Dumnezeu peste pâinea aceasta. Domnule Tatăl nostru care ești în ceruri, înaintea ta venim astăzi, Domnule, pentru că vrem să-ți mulțumim că ești Dumnezeu, Domnule, și în splendoarea asta ta de împărat, Domnule, ai ales să-ți dai viața și pentru noi, Domnule. Doamne, te rog frumos să ne ierți, Doamne, că de atâtea ori nu apreciem lucrul ăsta, Doamne. Și te rog frumos viața noastră și inima noastră să o îndrept spre crucea ta, Doamne. Mulțumim, Doamne, și pentru pâine de azi, Doamne, și te rugăm să o binecuvintezi, Doamne Iisuse. Te rog frumos, Doamne Iisuse, Tu să ne schimbi viața la fiecare în parte, Doamne, așa cum vrei Tu, Doamne, să mergem pe urmele Tale, Doamne, și în numele Fiului Tău te rugăm frumos să rămâi împreună cu noi. Amin. Amin. Thank you.
înainte ca să le dea paharul care simbolizează sângele vărsat pe crucea de la Golgota pentru noi. Domnul Iisus Hristos a cerut binecuvântarea și prin fratele Vasile vom cere și noi binecuvântarea peste paharul acesta. Doamne Iisuse, venim înaintea ta de data aceasta și eu. În primul rând mulțumim pentru că Tu ești Mântuitorul nostru, Dumnezeu. Și în același timp venim în această zi ca să cui binecuvântarea Ta, cât de ceți pahar. Pentru că noi știm paharul ăsta simbolizează sângele Tău care a curs pe lemnul crucii din afara. Mulțumim, Doamne. Pentru spălarea păcatelor, pentru curățirea oricărui lucru care nu este până noi. Venim în această zi să-ți mulțumim că putem să luăm parte la moartea ta. Venim să-ți mulțumim pentru că ne-ai dat mântuirea în ta. Venim să-ți mulțumim pentru că tu ești un Dumnezeu și ești un Dumnezeu bun. Dragostea care a arătat-o față de oameni, ai venit pe pământ, ai rezolvat problema, salvările noastre, și totodată ne-a văzut promisiunea aceea mare și pe care noi așteptăm că vei veni odată și ne vei lua și ne vei duce în împărăția ta. Mulțumim! Noi suntem gata și te așteptăm și te rugăm bine cât mai repede. Amin. Pentru ca să ne bucurăm de tine și de tot ce ai văzut în acest loc. Amin! Amin! Doamne, este un moment solemn pentru mine personal și cred că pentru fiecare dintre cei ce suntem copiii Tăi în dimineața aceasta, îți mulțumesc încă o dată din toată inima pentru această dovadă a dragostei Tale care ai avut-o pentru noi cei păcătoși. În dimineața aceasta, Doamne, îți mulțumesc pentru toți aceia care au văzut pâinea și paharul, dar nu s-au putut împărtăși. Te rugăm, deschide-le inima. Te rugăm, Doamne, fă minunea credinței în inimile lor și mântuiește sufletele lor. Binecuvintează, Doamne, pe copiii Tăi. În mod deosebit, Doamne, vrem ca lucrarea aceasta să continue, să meargă înainte prin puterea Duhului Sfânt. De aceea primește-ne pe fiecare, Doamne, și Te rugăm frumos, păzește-ne de păcat. Și dacă am scăpătat, Doamne, într-un păcat, Te rugăm, dă-ne putere în dimineața aceasta să întrerupem orice legătură cu orice păcat și ajută-ne, Doamne, să ne întoarcem cu toată inima spre Tine. Binecuvintează, Doamne Dumnezeule, în continuare lucrarea Ta, cuvântul Tău și, Doamne Dumnezeule, așa cum L-ai folosit pe Gedeon, folosește-ne pe fiecare dintre noi.
Îți mulțumesc pentru frații care au fost cu noi, care fac lucrarea ta în România. Binecuvintează-i, binecuvintează cuvântul tău acolo, binecuvintează țara de unde am plecat, binecuvintează și țara aceasta și lumea aceasta frământată. Și Doamne Dumnezeule, fă ca în jertfa Domnului Iisus Hristos mult să cunoască mântuirea sufletului și să ajungă, Doamne, la această pace cu Tine, la această eliberare de sub puterea păcatului, dezrobire de sub puterea celui rău. Doamne Dumnezeule, rămâi cu noi în săptămâna aceasta. Amin. Povățuiește-ne pe calea Ta și îndrumă-ne, Doamne, pe fiecare pe calea care este adevărul și care duce la cer spre Tine. Te rog să rămâi cu noi și să ne păzești în călătoria spre casă. Binecuvintează serviciul din seara aceasta și tot ce se face spre slava numelui Tău. În numele Domnului Iisus, ascultă-ne. Amin. Să mulțumim oaspeților care ne-au vizitat și vrem să răspundem la invitația dumneavoastră de a fi împreună cu dumneavoastră co-lucrători. Ne vom ruga pentru dumneavoastră ori de câte ori ne vom aduce aminte în rugăciunea noastră și vrem la fel să vă susținem. Aduceți-vă și voi aminte de Biserica Emanuel și vrem să vă lăsăm salutul Bisericii Emanuel. Este în Iosua, capitolul 1, versetul 8, cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, cugete asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei zbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Și mă bucur că același lucru face și l-am văzut și în acest video, oameni care au fost divorțați și s-au unit înapoi datorită acestui cuvânt și lucrările pe care o faceți. Domnul să vă binecuvânteze. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Fiți o binecuvântare. Amin. Amin.